Aceasta este camera mea. Este un pic de dezordine. Mai am un pic de făcut curat. Aici îmi aranjam bijuteriile. Mobila este toată din cămin. Frigiderul de aici este al meu. Cam toate decorațiunile sunt puse de mine. Am avut un noroc să prind acest perete deja pictat și aranjat. În campusul Tudor Vladimirescu din Iași, forfota specifică începutului de an universitar este în plină desfășurare. Studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi s-au întors pentru un nou capitol al vieții academice, mulți dintre ei alegând căminele universității în locul chiriei în oraș. Salut! Ne primim și pe noi pe la tine? Da, desigur, încă e un pic mizerie de la cum am cazat, mai trebuia să dau un pic cu mătura cum mă ocup aici, dar în genere cam așa vreau să arate camera. Prefer să stai în cămin decât în chirie? În căminul ăsta, da, sincer, pentru că în chirie cred că aș fi dat dublu. Unde? Cred că aș fi dat dublu sau chiar triplu. În schimb, aici e chiar foarte bine. Stau și singur și e perfect. Deci chiar dacă s-a mai scumpit față de anul trecut, tot este mai avantajos să... Da, mult mai convenabil. Decizia este una firească, mai ales în contextul în care taxele din căminele studențești sunt considerabil mai mici decât chiriile, iar apropierea de facultăți și atmosfera studențească din campus reprezintă avantaje importante. M-am interesat pentru un preț pentru o chirie, însă am vrut să experimentez viața de studentă și de asta am zis că vreau să stau într-un cămin și să-mi fac prieteni noi și să experimentez o viață nouă. Pot spune că chiria în oraș era destul de ridicată și nu se merita din cauza faptului că eu îmi doream să am o viață alături de colegi și prieteni. Tarifele din campusul nostru sunt net inferioare față de zona chiriilor. Cel mai scump tarif din campusul Tudor Vladimirescu este 550 de lei, în căminul din spatele nostru T6, unde este dotat cu tot ce este nevoie, studentul să vină doar cu hainele și lenjeria pentru pat. În cei 550 de lei care acoperă tot ce înseamnă cheltuieli, apă, curent, canalizare, curent, internet și așa mai departe. Deci studentul n-ar mai trebui să aibă grijă facturilor, grijă întreținerii și așa mai departe. O comparație cu o chirie. Camerele din cămine oferă un spațiu modest, dar funcțional. Deși condițiile variază, majoritatea studenților se adaptează rapid la viața de cămin, considerând că beneficiile depășesc micile neajunsuri. Aici o să vă prezentăm o cameră din căminul T6, o cameră dotată cu două băi și două dormitoare, stânga-dreapta cum intrăm, și un hol destul de spațios pentru a depozita altfel de lucruri. Camera vine dotată cu un pat supraetajat, cuptor cu microunde, frigider incorporat în cameră, dulăpioare pentru spații de depozitare și o fereastră super luminoasă pentru a putea facilita învățatul. Adică mobila este ok, patrulele sunt ok, saltelele sunt bune, camera era curată, adică totul este ok. Singurul minus care ar fi pentru unii este baia pe palier, dar te adaptezi că asta e condiția la cămin. În principiu colegii sunt liniștiți, nu este gălăgie foarte mare în cămin. Ordinea se păstrează, adică contează cum îți ții tu în cameră. În campusul universitar Tudor Vladimirescu am avut peste 6.000 de cereri de cazare. Am atribuit facultăților aproximativ 5.800 de locuri. La momentul ăsta campusul este cazat într-un număr de 4.500 de locuri, nu un număr de 4.500, urmând ca restul de locuri să fie atribuite în zilele care au mai rămas pentru cazare. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi deschide anul academic luni 30 septembrie.